Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Distinși colegi, în declarația mea politică de astăzi voi face referire la modul în care autoritățile statului român au gestionat relația cu românii din afara granițelor țării în contextul coronavirusului. Contrar recomandărilor, voi începe cu partea negativă și voi exprima nemulțumirea exprimată de sute de cetățeni români aflați în situații de criză în diaspora economică fie că vorbim de persoane care au rămas fără un loc de muncă, fie că vorbim de persoane care au rămas fără un loc de trai, fie că vorbim de persoane aflate în situații critice care efectiv au rămas fără resurse financiare, au existat foarte puține soluții aplicate în cazul acestor persoane, numărul redus de curse prin care persoanele respective au fost repatriate vorbește de la sine. Mai mult decât atât, a existat și o comunicare deficitară din partea ambasadelor și consulatelor statului român. Nu trebuie să reinventăm roata. Puteam să preluăm exemplul altor state care s-au preocupat de cetățenii lor aflați în afara țărilor respective au repatriat, au evacuat, s-au implicat, o fac în continuare. Italia este unul dintre exemplele pozitive în acest sens. Nemulțumirea cetățenilor români din afara granițelor țării s-a accentuat atunci când am ajuns să urmărim cu toții îngroziți incidentul de la Cluj, din aeroportul în Cluj-Napoca, văzând cum autoritățile statului român au adoptat un comportament, și nu mă feresc să spun acest lucru criminal, acceptând să trimită pentru munci sezoniere în Germania cetățeni români, inclusiv din zona roșie a României, din județul Suceava. O altă componentă negativă a acestei relații pe care au avut-o autoritățile statului român cu cetățenii români, îi vizează pe cei care au contracte de muncă în afara țării și care au fost efectiv blocați pe teritoriul României în contextul crizei coronavirusului. Nu a existat niciun fel de comunicare oficială cu aceste persoane, nu li s-a spus dacă există proceduri pe care să le urmeze pentru a putea pleca din România pe cale terestră sau altcumva. Nu a existat niciun fel de informație prezentată de grupul de comunicare strategică. Acești oameni au rămas fără răspunsuri, mulți dintre ei și-au pierdut deja locurile de muncă. Vorbim și de persoane care trebuia să meargă în regatul Unit al Marii Britaniei pentru a-și legitima pentru a-și legaliza șederea în Regatul Unit, vorbim de cei care trebuiau să depună formularele pentru pre-settled status, pentru settled status și multe astfel de cazuri pentru care autoritățile statului român nu au intervenit și nu dau niciun semn că ar dori să intervină în continuare. Am încercat să Invit la dialog autoritățile statului român, vorbesc aici în primul rând de MAE și de MAI. Am primit o parte dintre răspunsuri, însă acestea nu sunt nici pe departe suficiente. Sper ca întrebările pe care le-am adresat în această perioadă să aibă parte de răspuns în cel mai scurt timp pentru a-i putea informa la rândul meu pe cetățenii români. În partea a doua a declarației vreau să vorbesc și de o decizie o decizie pozitivă, o decizie pe care am salutat-o și anume de solidarizarea Guvernului României cu cetățenii de pe celălalt mal al Prutului, cetățeni ai Republicii Moldova, mulți dintre ei și cetățeni ai României. Echipa de 42 de cadre medicale care a traversat săptămâna trecută Prutul, însoțită de o parte dintre echipamente și cele 20 de camioane care au plecat astăzi din piața Victoriei la ora 11 spre Chișinău, sunt o dovadă a faptului că înțelegem că România trebuie să rămână solidară, nu neapărat cu autoritățile statului român, cu guvernul sau cu președinția, ci cu cetățenii de pe celălalt mal al Prutului. Și pentru că suntem într-un moment important pentru cele două maluri ale Prutului, 30 de ani de la primul pod de flori peste Prut, nu pot decât să încheie intervenția mea spunând Basarabia e România, trăiască România Mare! Vă mulțumesc!